Bună seara tuturor și Hristos a înviat! Vă spun tuturor, bine ați venit la conferința Centrului Cultural Catolic. Preasfinția voastră, cucernici părinți, dragi studenți, dragi invitați, onorat auditoriu. Avem bucuria și onoarea în această seară de a-l avea ca invitat la această conferință pe distinsul profesor Ieșan Nicu Gavriluță, de la profesor la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. O să vă rog să permiteți să fac o scurtă prezentare. Dânsul are o bogată activitate didactică, de cercetare științifică, membru în echipe de proiecte, colective de redacție, membru în asociații și organisme recunoscute național și internațional. A avut funcții de conducere, precum decan, prodecan, cancelar al Facultății de Filozofie, vicepreședinte și apoi președinte al Societății Sociologilor din România, membru fondator al Asociației Observatorul Social, membru fondator al Centrului de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural la Universitatea din București, președinte al Asociației Antropos Iași. Este de asemenea autor a numeroase articole și scrieri, cărți. Unele din cărțile sale sunt foarte faimoase, nu le cu greu le găsești prin librării, nici la anticariate, ba chiar cred că e o performanță mai rară. Mi-au zis de la anticariat, zice, și domnul profesor vine câteodată și întreabă dacă nu mai avem cărți de ale dânsului, pentru că mai are nevoie de așa ceva. Da, dintre cărțile sale celebre, amintesc, Mama proștilor e mereu gravidă, Sociologia patologiilor cotidiene, o carte foarte savuroasă și, așa să spunem, tonifiantă. Mentalități și ritualuri magico-religioase, apoi mișcări religioase orientale, apoi cartea care probabil va fi în seara aceasta, va furniza și materia principală a conferinței, e vorba de noile religii seculare, corectitudinea politică, tehnologiile viitorului și postumanismul. Iar o carte acum recentă, sunt și eu în fază de lecturare a acestei cărți, De ce ne plac supereroi. O carte foarte frumoasă, chiar merită citită, mai ales tinerii ar trebui să o citească. Domnia sa este sociolog și când vorbești cu un sociolog, din start te gândești că probabil îți va vorbi despre cifre, statistici, teorii sociologice, antropologice și așa mai departe. Nu vă speriați, domnul profesor are o calitate aparte și anume aceea de a vorbi pe înțelesul publicului. Sau, cum spunea domnul Ștefan Afloroae în prefața unei cărți, zice, știe să ia distanță de discursul academic, așa, al sociologului și revine la ceea ce poate să ne provoace în viața de zi cu zi. Și vă asigur că așa se va întâmpla și în această seară. Tema din această seară ne interesează în mod deosebit, întrucât ne declarăm cu toții de aici credincioși și creștini. Iar în calitatea sa de sociolog, domnul Nicu Gavriluță este un rafinat observator al fenomenologiei sacrului, să spun așa, da? Al formelor de manifestare ale sacrului. Și dânsul decriptează sau descifrează aceste manifestări acolo unde poate te-ai aștepta mai puțin să le găsești, să le descoperi. Poate unii dintre dumneavoastră se întreabă ce anume are de a face corectitudinea politică și transumanismul și tehnologiile viitorului cu religia sau cu sacru, ce legătură pot avea. E bine, conferința domnului profesor Nicu Gavriluță ne provoacă la un exercițiu de introspecție. Mai simplu spus, ne va deschide ochii pentru a vedea niște lucruri care scapă cumva neobservate ochiului neantrenat, să spunem, să citească dincolo de vălul care acoperă realitățile sociale pe care le trăim.
În fața acestor evoluții ideologice și tehnologice galopante, putem să ne poziționăm în termen de indiferență sau așa în termen de, să spunem, suverană neutralitate? Vom afla răspunsul la această întrebare în conferința domnului profesor Nicu Gavriluță, conferința intitulându-se La vremuri noi, idoli noi. Provocarea noilor religii seculare la adresa creștinismului. Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor, vă amintesc că avem aici în față niște foi și niște creioane de scris. Puteți formula, ascultând conferința domnului profesor, puteți formula întrebări și chiar vă invit să formulați întrebări. Le puteți adresa direct la microfon, există această posibilitate. Dacă nu le puteți scrie, ar fi păcat să ratăm șansa de a discuta cu, de a dialoga cu un profesor și un om de ținuta academică și umană, așa cum este domnul Nicu Gavriluță. Deci o să rog pe doi studenți să, deja să ofere pagini. Dominic, cu Antonio iarăși îți revine misiunea de a face această slujire. Trebuie să te obișnuiești cu diaconatul, da? Aveți aici aceste foi, vă rog să le oferiți celor din sală pentru ca să poată formula întrebări în cazul în care doresc să aleagă această formă. Domnule profesor, aveți cuvântul. Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, doamnelor și domnilor, dragi studenți, stimați invitați, îmi exprim și eu în deschiderea acestui eveniment, a acestei conferințe, deopotrivă bucuria și onoarea de a răspunde invitației părintelui profesor Iosif Antali, iertați-mă, și de a fi alături de el și de dumneavoastră, toți aici în această seară, la o dezbatere despre o temă care ne privește pe toți. Asta voi încerca să vă prezint și să vă demonstrez, indiferent de profesia pe care o avem, indiferent de alegerile pe care le facem în viață. În prima parte voi prezenta ideile de bază ale conferinței, urmând ca apoi dumneavoastră, cum părintele v-a invitat, să formulați în scris întrebări sau, mai bine, mai inspirat, mai potrivit pentru această situație, să le rostiți direct, să dialogăm, cum spun eu, aici, fiind cu toții prezenți în carne și spirit. Da? Ei bine, tema pe care am anunțat-o se referă la vremurile noi și la idolii noi. La vremuri noi, idol noi, provocările noilor religii seculare și răspunsurile creștinismului. Și o să folosesc notațiile pe care le am din când în când pentru a face o introducere mai concisă, argumentată și mai ales, zic eu, într-un timp rezonabil a acestei teme. Păi, înainte de toate, trebuie să vă spun că tehnologiile viitorului, pentru că ele ne stau în minte înainte de toate, inteligența artificială, nanotehnologiile, biotehnologiile, vin cu promisiuni generoase făcute de experți sau de cei care le mediatizează cu privire la beneficiile pe care le vom avea cu toții, dar, spun eu, în egală măsură și cu privire la problemele care pot să apară. Astfel, ca sociolog, n-am cum să trec peste faptul că deja acum, dacă ați deschide telefoanele mobile, evident pentru mine ar fi un semn că nu e suficient de interesant ce spun, dar în același timp aș avea mulțumirea și certitudinea că acolo veți găsi știri despre
clivaje sociale, șomaj, inegalități, toate provocate de digitalizare și de aceste noi tehnologii. Apoi, tema interesează, spun eu, și pe colegii noștri economiști, ca să argumentez ce spuneam inițial, dacă urmărim multiplicarea și distribuirea unor produse, da, realizate de concerne, de firme din Statele Unite și Occidentul European în zonele sărace ale lumii. E vorba, printre altele, de subcontractarea pe bani puțini a unor servicii. Ei bine, ca sociolog, m-am întrebat dacă ceea ce noi numim a fi creativitate și cum am învățat și eu la școală și dumneavoastră, ea fiind atributul unei ființe umane educate prin excelență, raționale, dar nu numai raționale, și iraționale în același timp, și vă pot spune în ce sens, creativitatea continuă să fie oare doar apanajul omului când citești și asculți, vă rog, poftiți, locuri la dispoziție, despre competițiile sportive, despre jocurile de șah și de go, dintre oameni, campion mondial cum este Garry Kasparov, și programe de inteligență artificială, cum ar fi Deep Blue, Watson, AlphaGo, AlphaZero, Stockfish sau MuZero, și observ că oamenii pierd aceste competiții, de șah sau de go, apropo de celebra confruntare dintre Lee Sedol, campionul sud-corean, și programele de inteligență artificială, te întreb dacă nu cumva aceste programe sunt capabile de creativitate. De ce? Pentru că ele învață după principiile învățării de tip automat, știți, sistemul binar 0-1, jucând uneori cu un alt program sau jucând un program cu el însuși. Învață șah, învață go, începe jocul de go în mod surprinzător și neașteptat, mutând pe liniile 4 și 5, ceea ce în termenii noștri urmane ar fi o cumplită grafă, o mare greșeală, și cu toate acestea reușește să câștige competiția. Și normal că te întreb, cum o face? Are o creativitate specială, o intuiție formidabilă? Cum explică un psiholog, un filozof, un pedagog acest fapt? Nu? Din 1995 până astăzi există permanent aceste competiții. Apoi, o altă provocare pe care ne-o aduc aceste noi tehnologii ține de clonarea vocii umane cu ajutorul unor programe de inteligență artificială cu scopul de a discredita public o persoană, s-a întâmplat și la noi în țară, știți probabil foarte bine, sau de a șantaja pe unii oameni încercând să obțină bani. Evident că tema intră și în atenția juriștilor, a polițiștilor, nu insist. Alt exemplu semnificativ pe care l-am reținut de acum câteva luni se referă la ceea ce s-a întâmplat în Spania, când 20 de adolescente au fost dezbrăcate, atenție, ghilimele, cu ajutorul unui program de inteligență artificială, iar imaginile lor au fost intens mediatizate. Intuiți fiecare dintre dumneavoastră că e vorba de o suferință, de o rușine, atât a fetelor cât și a familiilor, de probleme legate de șantaj, pornografie infantilă, drept la intimitate, onoare, demnitate, și toate acestea, din nefericire, se pot repeta. Permanent, agențiile de știri aduc în atenție pericolul dominanței multinaționalelor și a marilor companii, de la programul ChatGPT încoace, mai ales, mai intens, de manipularea datelor, inclusiv a datelor noastre personale, și de instaurarea unei dictaturi digitale, apoi de creșterea populismului și a electoratului de stânga, în condițiile în care unii oameni, fără pregătire sau cu pregătire medie, pot deveni șomeri. În orice caz, putem continua această listă pe care eu am prezentat-o, îmi doresc să fi fost percepută într-un mod lucid și nu pesimist. Eu nu sunt o fire pesimistă și am încercat întotdeauna, în măsura în care am reușit, să fac binele din rău, la limită, atunci când nu aveam altceva mai bun din ce să-l fac. Deci văd partea plină a paharului. Chiar în aceste condiții și cu această scurtă radiografie pe care am făcut-o în
culori mai sumbre, totuși eu sunt optimist și cred că așa cum am reușit în istorie să trecem peste multe provocări, vom trece și peste provocările pe care noile ideologii le aduc, mai ales că avem un antrenament anume care ni s-a transmis cumva și rezultatele lui s-au transmis și intergenerațional și avem o altă condiție socială, tehnică, spirituală față de oamenii din trecutul istoriei. E bine, ce putem noi face? Fiind profesori, fiind preoți, fiind cu toții, cel puțin cei de aici, oameni credincioși, înainte de toate, este bine să înțelegem cum a fost cu putință acest avânt neobișnuit în istorie a tehnicii și apoi să încercăm să oferim acestor noi tehnologii, acestor provocări, răspunsuri spirituale, o încărcătură mitologică, religioasă, culturală. Dacă reușim să echilibrăm balanța, vom continua să fim oameni normali. Dacă nu, evident că ceea ce descriam eu la început, într-un fel sau altul, poate surveni în viața noastră. Mai precis, am plecat de la o teză când am scris, dragă părinte, Noile religii seculare, a lui Mircea Eliade, o teză pe care istoricul român al religiilor o prezintă mai nuanțat, dacă vă interesează subiectul, în convorbirile din 1978 pe care le-a avut cu Claude-Henri Roquet, un filozof francez, și anume că natura în genere este desacralizată și desacralizarea naturii este o consecință a secularizării cosmosului. Deci nu numai a societății și a omului, ci a cosmosului. Iar Eliade anunță o frumoasă radiografie spirituală pe care, din nefericire, n-a mai apucat să o ducă la bun sfârșit cum și-ar fi dorit, a acestui fenomen teribil de secularizare și de desacralizare, cum spune el, începând cu profeții veterotestamentari, continuând cu filozofii morții lui Dumnezeu și ajungând la timpurile moderne, când spune Mircea Eliade, natura ajunge să fie lipsită de o componentă mitologică, culturală, religioasă. Adică natura devine obiect al cercetării științifice și face cu putință dezvoltarea tehnologiilor moderne în epoca modernă, în timpurile moderne și a tehnologiilor de care v-am vorbit astăzi. Ori, dacă privim în istorie și vă rog să aveți 4-5 minute îngăduință să prezint acest fapt, dacă privim retrospectiv în istoria umanității, observăm că toate tehnologiile din perioada neolitică până în perioada modernă erau dublate de anumite simboluri, mituri, ritualuri, arhetipuri. Deci aveau o încărcătură culturală și, în primul rând, religioasă. Erau justificate și, în felul acesta, asigurau un confort lăuntric și un echilibru sufletesc. Natura era sacră. Vă amintesc pe scurt, existau zei ai cerului, al furtunii, mituri ale ascensiunii extatice la cer, cum spune Mircea Eliade, hierofanii solare, culte solare, descendență solară a regilor și împăraților, din care a mai rămas astăzi, în condițiile secularizării, doar ideea de autoritatea unor persoane publice sau unor instituții venerabile. Eroi solari, figuri mitice de tip solar, epifanii lunare, exista un ciclu cosmic și există, pe care îl ignorăm cu mult succes, format din lună, femeie, apă, vegetație. E un ciclu care ne domină și dacă îmi puneți întrebări pot să vă răspund. Existau cosmogonii acvatice, izvoare miraculoase și oraculare, iertați-mă, divinități ale apelor, vezi mitologia populară românească și nu numai despre știma apelor, ritualuri inițiatice prin imersiune în apă, apropo de pietre, de peșteri, cratofanii litice, pietre sacre, pietre fertilizatoare. Pământul însuși era sacru, existau credințe în Magna Mater și în hierofania cerului cu pământ. Banalul act al cultivării pământului, al arării pământului de către țăranul român, era văzut ca o, nu neapărat ca o hierogamie între cerul, între zeul cerului și Magna Mater, dar era văzut ca un act sfânt prin excelență, îngăduit de bunul Dumnezeu. Trăia
bunicul și străbunicul nostru într-un calendar de tip cosmic și semnele cerului spuneau mult pentru el și ale naturii spuneau foarte multe și vă pot exemplifica dacă mă întrebați. Existau ritualuri legate de maternitate ctoniană a pământului și de descendența noastră telurică, arbori sacri, epifanii vegetale, pomi ai vieții, ai cunoașterii, ai ascensiunii la cer. Mineritul, ca să dau un alt exemplu, dintotdeauna a fost dublat de o fascinantă mitologie cu gnomi, vâlve, duhuri ale pământului, ale peșterilor. Am participat în comisii de doctorat pe teme clasice legate de minerit, de pildă șomajul din Valea Jiului sau reconversia profesională, inserția profesională, vedeți că trec într-un alt limbaj acum, dar spuneam, ar fi interesant de văzut în ce măsură mitologiile locului se mai păstrează sau sunt camuflate sub forme decăzute, vulgare, neașteptate, surprinzătoare. Astăzi, întrebarea aceasta este întrebarea cheie. Noile mitologii, inteligența artificială, biotehnologiile, nanotehnologiile, mai au componenta aceasta religioasă, spirituală? Mai au mituri, simboluri, arhetipuri camuflate? Eu cred că da, însă uneori, la limită, aceste noi tehnologii au devenit idolii lumii de astăzi. Și am să vă vorbesc și despre toate acestea într-un timp rezonabil, vă promit. E bine, luăm înainte de toate pentru a vedea cum se transformă o nouă tehnologie într-un idol modern, promisiunile cu care vin aceste noi tehnologii. Ele sunt fascinante, uneori incredibile, frizează, dacă vreți, nota fantasticului și chiar se înscriu în registru clasic al științifico-fantasticului, iar altele cred că sunt foarte rezonabile. Și ce-i de făcut, domnule profesor, mă puteți întreba, le credem pe toate dacă sunt fantastice? Nu. Avem minte liberă, gândim cu mintea noastră, citim, analizăm, vedem ceea ce este fantasmă în sensul că este irealizabil, nu se poate așa ceva și acceptăm ceea ce vedem că se întâmplă. Și în privința aceasta, dacă gândim cu propria noastră minte și suntem informați, atunci putem să ne și apărăm față de pericolele pe care aceste noi tehnologii ni le aduc. Eu aș spune pericolul ultim este acela de a-L înlocui pe bunul Dumnezeu cu credința într-un program de inteligență artificială, într-un motor de căutare cum este Google, într-un robot, într-un știu eu ce, într-un cyborg, într-un om singular, apropo de singularitatea de tip postuman și de transumanism. Aceasta este invitația mea de a gândi cu mintea noastră și de a fi în permanență curioși. Un secret, îmi spunea părintele decan al unei veți frumoase și a unei prezențe agreabile, la o vârstă considerată de părinții noștri destul de înaintată, este mintea ferventă și sufletul bogat. Cu alte cuvinte, dacă rămâi un om curios, citești, ai toate șansele să rămâi și un om echilibrat din punct de vedere psihologic și în același timp un om normal. Curiozitatea ajută enorm. Până la urmă, știți cu toții, cauzele bolilor trupului sunt cele spirituale și cele mentale. Închid paranteza. Așadar, aceste noi promisiuni sunt interesante și provocatoare și vă aduc în atenție în sinteză pe câteva dintre ele. Aplicate în medicină sau în alte domenii, promit, dezactivarea celulelor adipoase. Nu intru în detalii ca să câștig timp, decât dacă îmi veți solicita dumneavoastră. Ochiul bionic. Cu nașterea de copii frumoși și talentați cu ajutorul noilor tehnologii printr-o concepere de tip non-biologic, asexuat. Adică trierea în unele laboratoare moderne a unor embrioni foarte reușiți și lăsarea deoparte a altora. Mai mult decât atât, promit augmentarea coeficientului de inteligență a acestor copii și, la limită, peste câteva generații, creșterea QI-ului unor viitoare țări bogate care vor deveni și stăpâne ale lumii. Eu am făcut o sinteză din literatura de specialitate cu privire la aceste noi tehnologii și la promisiunile lor.
O altă discuție astăzi în simpozioane, dezbateri internaționale, se referă la ectogeneză. Ectogeneză înseamnă nașterea în afara corpului mamei cu ajutorul acestor noi tehnologii. Apoi se discută frecvent, am citit, despre conectarea la internet a noastră în mod automat cu ajutorul nanoroboților intracerebrali atașați corpului uman. Știți foarte bine, iarăși, despre tema creierii organelor umane și nu numai cu ajutorul tehnologiei 3D. S-a vorbit și se vorbește despre pielea inteligentă, un silicon foarte subțire care a aplicat pe o proteză îți dă posibilitatea să ai din nou simțul acesta de ordin tactil. Apoi, recunoașterea facială și identificarea suspecților în New York sau în China, în alte orașe mari ale lumii, cu ajutorul noilor tehnologii. O promisiune specială este cea care vizează transferul minții noastre, descărcarea informațiilor, să spunem, din mintea noastră, într-un purtător alternativ de tip avatar, din silicon, trecerea de la biologic la silicon. Apoi, o altă promisiune ține de manipularea telomerazei, biologii știu că este o enzimă care provoacă încetinirea ritmului de îmbătrânire a telomerilor. Încetinește îmbătrânirea într-un limbaj simplu și la limită învinge moartea. Așadar, promisiunea ultimă este nu doar încetinirea îmbătrânirii și păstrarea unei permanente tinereți, ci chiar moartea morții până la urmă și aducerea în discuție a ideii de nemurire. O altă dezbatere care a prins amploare după 2018 este anul în care Părinte, într-adevăr, am publicat acea lucrare, Noile religii seculare, și unii colegi de-ai mei au spus că sunt interesat de fantastic, așa ceva nu se poate întâmpla și subiectele nu vor fi discutate. Și uitați-vă, astăzi despre corectitudinea politică se discută, despre noi tehnologii, despre transumanism, sunt conferințe în România, inclusiv în universități, în universități care au facultăți de teologie. Ei, o altă temă este piratarea ființelor umane. Celebrul Yusuf Harari, la forumul de la Davos, a prezentat tema aceasta a manipulării datelor și, la limită, a piratării ființei umane. Ai nevoie de multă putere de calcul, de informații, în special de informații biometrice legate de noi. Nu numai datele noastre, nu numai indicii sociometrici prin excelență, dar și date legate de creierul nostru, de biologia noastră. Atenție, și ei merg mai departe, de trăiri, de simțuri, de dorințe, toate acestea vor putea fi cunoscute de către alți oameni mai bine decât le cunoaștem noi, cu ajutorul noilor tehnologii, a performanțelor din domeniul informaticii și a biologiei. Și atunci omul de la teosis, omul îndumnezeit, cum îl știm cu toți în creștinism, ajunge să fie reprezentat ca un algoritm biochimic. Biorevoluția și biotehnologia vor face cu putință crearea unui senzor biometric, un instrument care ar traduce, spune Harari, procesele biochimice dintre corpul meu și creierul meu în semnale electronice pe care un computer le poate stoca și păstra. Încheia citatul. Cu aceste informații și cu o putere suficientă de calcul, am putea crea algoritm care să ne cunoască mai bine pe noi înșine decât ne cunoaștem, ne-ar spune ce tendințe avem, unele dintre ele ascunse, ce boli avem și, ultima instanță, ne-ar putea manipula dorințele, emoțiile, ne-ar putea schimba gândirea și, în cele din urmă, comportamentul. Este o formă de manipulare care, evident că te înspăimântă în registrul în care este prezentată, și ar face cu putință dictatura digitală. Am serioase rezerve față de această teorie, însă m-am străduit să vă prezint în sinteză cât mai fidel. Așadar, conform istoricului israelian, elitele pot să conducă lumea dacă vor manipula ființele umane și, atenție, vor face cu putință ceea ce
timp de 4 miliarde de ani nu s-a întâmplat, adică trecerea de la Homo sapiens la un om al viitorului mult mai bun, ei spun că dacă nu s-a putut realiza evoluția prin selecție naturală, ea se va realiza printr-un design inteligent, folosindu-ne de aceste noi tehnologii, așadar viața s-ar putea perfecționa, trecând din domeniul îngust al biologiei, al compușilor organici, într-un domeniu anorganic, biologic prin excelență. Totul e să ai drept de proprietate asupra datelor. Cine va avea aceste date, va putea în cele din urmă să stăpânească lumea. E bine, ce-i de făcut? În primul rând, cred că este momentul să dăm curs unei invitații pe care la timpul lui Mircea Eliade a făcut-o. A spus așa, în acea convorbire cu Claude-Henri Rocher, și ideea o reia și în cărțile ulterioare anului 1978, dar nu o mai dezvoltă suficient de mult. Eliade spune așa, teologii secolului 20, noi am putea actualiza secolului 21, specialiști în științe sociale și umane, trebuie să fie la înălțimea misiunii pe care noile tehnologii o aduc și lumea în care trăim. Adică să conferim o încărcătură spirituală, mitologică, culturală și, o spunem, în primul rând religioasă, acestor noi tehnologii. După putința mea, eu în primul rând m-am străduit să regăsesc anumite mituri, simboluri și arhetipuri camuflate. Și vă spun pe scurt cele pe care le-am descoperit în ceea ce v-am prezentat. Am descoperit mitul tinereții fără bătrânețe, mitul nemuririi, mitul lui Homo Deus, cum îi spune și Harari, mitul lui Deus Ociosus, cum îl prezintă Eliade, dar într-o versiune nouă, mitul ubicuității, mitul invincibilității umane ale eroului și anumite arhetipuri și simboluri. Mai mult decât atât, descoperindu-le, am observat, și aici este cheia conferinței mele, că unele mișcări religioase contemporane, religios în sens autentic, nu țin de marile religii, au ca argument date din creștinism. Adică, motorul de căutare Google în Canada anului 2015 pentru anumiți adolescenți și tineri de ordinul miilor este transformat într-un fel de Dumnezeu. Adică, acele calități ale lui Iahvei din Vechiul Testament, atotputernicie, omniprezență, atotcunoaștere, sunt transferate unui motor de căutare. Se iau cele 10 porunci, părintele știe, în carte le-am menționat, și se adaptează acestor noi tehnologii. Tatăl nostru este desacralizat, vulgarizat și adaptat unei asemenea biserici, s-a numit un termen cu o expresie barbară, biserica Google. Apoi, în Suedia, un student în filozofie a creat în 2019 biserica copy-paste. Ideea esențială este că ceea ce rămâne după noi, după moartea noastră, este acea sumă de imagini, filmulețe pe care le înregistrăm, le facem, inclusiv conferința noastră, și care, prin simplu procedeu copy-paste, pot fi stocate în memoria unui dispozitiv foarte performant și rezistent în același timp. În Statele Unite a apărut biserica numită Calea Viitorului, în care inteligența artificială e locul lui Dumnezeu, iar sfinții sunt înlocuiți cu acei roboți. Apoi, mai nou, religia numită prometeismul, apropo de Homo Deus, de omul care se instituie ca fiind creator în locul lui Dumnezeu, omul de știință, fără sensibilitate religioasă, nu mai vorbesc de practică religioasă, face cu putință acest prometeism. Mormonii din Statele Unite, relativ recent, au anunțat că cei de la Asociația Transumanistă Mormonă, adică o aripă radicală a lor, au anunțat o nouă religie, un nou idol al lumii de astăzi, și anume transfigurismul. Ei spun că teoza, îndumnezeirea omului, eliberarea noastră din timp și în istorie, trecerea în escaton și în împărăția lui Dumnezeu, se va face cu ajutorul acestor noi tehnologii, că de aceea le îngăduie Dumnezeu pe pământ. La Hollywood, unde sunt multe vedete,
A apărut Biserica Vieții Perpetue. Scopul este să devenim cu toții nemuritori, trecând obligatoriu prin etapa de oameni Dumnezei, nu de Dumnezeu om cum a fost Iisus. Și eu am regăsit aici o idee a lui Dostoievski, prezentă în primul volum din romanul Demonii. Kirilov, un inginer, un personaj important din romanul lui Dostoievski, chiar așa ceva își propunea, ca să prezinte calea prin care omul să devină Dumnezeu om. Iertați-mă, om Dumnezeu, nu Dumnezeu om. Și dacă vreți, vă pot prezenta teoria lui Kirilov, iar Dostoievski, sigur, detaliind această promisiune, arăta că ea poate duce la schimbarea omului și a societății. Într-un fel anume, anunță curentul transumanist de astăzi. Dar atenție, romanul lui Dostoievski se intitula Demonii. Cu alte cuvinte, un demon poate juca foarte subtil în mintea unui intelectual, oferindu-i argumente aparent convingătoare. În sfârșit, mișcarea Terasem o avem în Statele Unite, care și biserica cu același nume, promite nemurirea prin încărcarea pe internet a fișierilor noastre mentale. E vorba de clonarea minții, de crearea unor euri multiple și a unor identități false și, ultima instanță, de aducere aici, în timp și în istorie, a paradisului. Raiul promis de ei este o lume, citez, a realităților virtuale găzduite pe serverul unui calculator. Învierea este posibilă, da, dar cu ajutorul acestor noi tehnologii. Concluzii. Problemele pe care le ridică noile tehnologii și transformarea unora dintre ele în idol pentru lumea modernă solicită răspunsuri, vedem, diferite, din arii de specialitate diferite. Soluțiile acestea trebuie să ducă, din punctul meu de vedere, la crearea unui tip de politică guvernamentală, o politică de protecție socială, de proprietate asupra datelor, de impozitare a unor instituții și multinaționale care câștigă foarte mult. Apoi, dumneavoastră, noi, specialiștii din științe socio-umane, să conferim semnificații culturale, sociale, spirituale, religioase acestor noi tehnologii și să le putem stăpâni. Ele ar fi un antidot la crizele emoționale, la absența poftei de viață, la lipsa de sens a vieții, la condițiile crizelor, crizele pe care aceste noi tehnologii le pot aduce. Observăm apoi, iarăși în semn de concluzie pot spune că noile tehnologii vin și cu o desacralizare, simplificare și vulgarizare de altă natură. De pildă, educația de tip clasic este minimalizată sau denaturată. Homo religiosus este desacralizat la nivelul unei ființe definită prin existența unor algoritmi de procese fizice, biologice și chimice. Apoi putem vorbi de o nouă versiune a pensionării lui Dumnezeu, la reducerea inteligenței umane ca fiind o simplă capacitate de analiză, procesare și furnizare de soluții la anumite probleme. Exagerarea importanței noilor tehnologii aduce cu sine nu doar fetișizarea lor și transformarea lor în anumiți idoli, ci o desacralizare a trupului și, în cele din urmă, a morții. Pe fondul acestei secularizări crescânde avem de a face cu fetișizarea noilor tehnologii, am spus, transformarea lor în unele dintre ele în religii seculare. Ce-i de făcut? Pe de o parte, cred că este bine să reactualizăm valorile clasice, să le arătăm importanța, valoarea numită cinste, responsabilitate, mai ales responsabilitate pentru oamenii de știință care lucrează în domeniul acesta. Empatia, dragostea de oameni, normalitatea, cultul firescului, bucuria de a fi om. Absolut esențială este forța pe care ți-o dă bunul Dumnezeu de a trăi viața frumos și demn. Important este să străpânești arta subtilă de a duce o boală pe picioare, de a îmbătrâni frumos și, în cele din urmă, de a muri cu demnitate. Toate aceste soluții vin de la noi, de la oamenii
care activăm în domeniul științelor sociale și în domeniul științelor umaniste și, în mod special, spun de la dumneavoastră care aveți viitor în față și care va trebui să conferiți acestor provocări acea încărcătură culturală și spirituală. Și ca să închei, să nu lungesc foarte mult, pentru că citesc eu gândurile dumneavoastră și îmi dau seama că acolo sunt anumite nedumeriri. De exemplu, apropo de ce a spus părintele, corectitudinea politică, o ideologie neomarxistă. Domnul profesor, ce are de a face cu religia, cu mitologia, cu spiritualitatea? Eric Voegel, Mircea Eliade, mai mulți autori, mă pot legitima cultural și științific în ce spun, au afirmat că nazismul și comunismul au desacralizat, vulgarizat anumite mitologii. Comunismul a simplificat și vulgarizat două mituri fundamentale. Unu, mitul confruntării între bine și rău și doi, mitul vârstei de aur. Ei, fiica cea mai tânără a marxismului, și anume corectitudinea politică, preia din punctul meu de vedere cele două mituri a confruntării între bine și rău și a vârstei de aur în versiuni noi. Și dacă mă întrebați, vă pot spune despre ce este vorba. Noile tehnologii, așa cum am amintit, camuflează anumite mituri, anumite elemente de spiritualitate creștină, v-am vorbit de biserica Google, de pildă, care preia din creștinism elementele fundamentale pentru a se legitima în fața noastră și în felul acesta de a avea un succes public, de a ne câștiga interesul și atenția. Sunt un om optimist și consider că în fața acestor noi provocări, creștinismul va ști întotdeauna să se adapteze și să ofere soluții inteligente. Totul este să rămânem cu credință în suflet, cu minte deschisă, cu curiozitate, să citim, fără să ne fie frică, mai multe teorii, mai multe interpretări, și în cele din urmă să gândim cu mintea noastră așa cum am fost educați și în felul acesta să ne ferim de pericole pe care aceste tehnologii pot să le aducă în viața noastră și să ne bucurăm de beneficiile lor, pentru că evident există și așa ceva. În felul acesta cred că vom avea o viață frumoasă, liniștită și înainte de toate una demnă. Mulțumesc frumos! La partea a doua, la dezbatere. Mulțumim din suflet, domnule profesor, pentru această conferință. Da, așa, punând împreună ceea ce ați spus astăzi și citind cartea Noile Religii Seculare, impresia pe care am avut-o citind cartea, vă spun că a fost din start, sau așa, cartea a fost pentru mine ca un duș rece. Și vă spun de ce. Din prisma analizei pe care dumneavoastră o faceți cu privire la creștinismul european și american, mai ales, da? Pentru că sunt cele două, da. Mi s-a părut o provocare foarte mare, pentru că toate aceste lucruri și tehnologiile viitorului și corectitudinea politică și transumanismul, ele, dumneavoastră acolo le citiți și mi se pare o lectură foarte provocatoare, le citiți în perspectiva acestei secularizări. Da? Pentru că, practic, pe fondul secularizării, aceste, să spunem, noi religii vin și preiau. Dar lăsăm deschis pentru așa. Deci puteți să adresați întrebările ori la microfon, ori dacă le-ați scris. O să rog pe cineva să le adune. Dacă aveți, Dominic, o să te rog să vezi dacă sunt întrebări. Așa. Scrise. Așa. Mulțumesc. Da, pentru că mie mi s-a părut, sigur, dumneavoastră probabil veți avea o atitudine așa, să spunem, de protecție față de noi, dar acolo analiza dumneavoastră rece, pentru că una din provocările pe care eu vi le-am lansat era și aceasta. Cum vedeți dumneavoastră răspunsul imunitar al creștinismului la aceste provocări? Dacă există sau nu există un astfel de, dacă există un astfel de răspuns? Da. Să luăm exemplu amintit, da? E bine așa poziționat. Mulțumesc. Corectitudinea politică. Nu
cred că e cazul să insist foarte mult pe semnificație, pe ce este. S-a scris despre așa ceva, s-a dezbătut. Cum ar putea să răspundă creștinismul? Păi, în clipa în care vezi că anumite idei ale corectitudinii politice au succes în rândul tinerilor, în primul rând în rândul tinerilor, și așa se întâmplă cu studenții, elevii din universitățile americane de top, dar și cele din Europa, mai puțin din Europa de Est, și vă pot explica de ce, am un punct de vedere, ce poți să faci? Primul rând să observi că sunt anumite derapaje și patologii. Un exemplu, corectitudinea politică spune așa, să nu-l jignești pe omul de lângă tine, care este negru, suferind de o boală, are o problemă la picior, de pildă, care este sărac, provine dintr-o familie de migranți. Și atunci, dacă nu are un serviciu, să nu-i spui acelui om, apropo, reiau pe Umberto Eco, Înainte Caracul, un volum de-al lui, care are câteva texte emblematice despre experiența intelectualului italian în universitățile americane în anii 90. Revin, să nu-i spui acelui tânăr că este șomer, să folosești un eufemism lingvistic, să fie elegant și să ai o exprimare frumoasă, să-i spui că este nu spui că e șomer, spui că e cetățean în tranziție de la o carieră la alta. Dacă vezi un om prin parcuri că doarme pe acolo un boschetar, nu-i spui, domnule, uite un boschetar și să-l privești cu dispreț, să-i spui că este cetățean cu locuință flexibilă. Mai nou, la Librex, unul dintre colegi, Valeriu Stancu, îmi spunea că în mediul francez se recomandă, în loc de pitic, om de statură mică, să folosești, are și o expresie onorabilă, să spui că este cetățean comprimat pe vertical. Și pot spune mai, o femeie cu, am tot dat exemplele acestea vechi, nu, femeie cu moravuri ușoare, să nu-i spui, cum zicem noi românii, că este o curvă, ci femeie accesibilă pe orizontală, pe verticală, de ce n-ar fi, n-am înțeles, tot spun asta. Sunt exemple pe care le-am preluat din cartea lui Umberto Eco, din cartea lui Martin S. Martin, despre America și această infecție a minții numită corectitudine politică. Ce face un bun creștin? Exact ce fac tinerii din sală. Râde. Adică păstrăm o distanță de oameni sănătoși normal și sănătoși mental și normali față de aceste derapaje. Sigur că noi ne adresăm elegant, dar noi facem mai mult pentru oamenii aia. Chiar îi ajutăm. Îi ajutăm oferindu-le ceea ce au nevoie. De multe ori în spațiul occidental, acolo unde corectitudinea politică are succes, oamenii aceștia nu sunt ajutați. Sunt numai eufemisme lingvistice care truchează realitatea, dar nu oferă soluții. Acești oameni trebuie să beneficieze de empatie, de un serviciu, de o prietenie a noastră, de un cuvânt apropiat, de un loc în cămin gratuit, de, alte gratuități pe care un student sau un om le poate avea. Toate acestea sunt gesturi creștine, eu spun, sunt atitudini ale omului creștin. Mai departe, dacă vezi că fenomenul acesta al corectitudinii politice înlocuiește meritocrația cu ideologia egalității de șanse, a nediscriminării genurilor și a raselor, atunci, sigur că, înainte de toate, te întrebi, dacă dispare meritul, dispare competența și noi acceptăm, de pildă, apropo de vorba lui Andrei Șerban, regizorul, ca în rolul Julietei să joace un transgender de 20 și ceva de ani, care este orice, numai Julietă nu e, adică o fetiță pură de 14 ani. Dacă noi acceptăm ca la un concurs, cum spunea Andrei Șerban, pentru un post în universitate, să intre cel clasat pe locul 2 sau 3 pentru că este afroamerican sau homosexual, ca să
acoperim procentul de minorități pe care ni-l impune o anume ideologie, atunci, iertați-mă, dar ne aflăm într-un derapaj inadmisibil. Răspunsul creștinismului este cel care privește cultul normalității. Dom'le, să intre cel mai bun, chiar dacă e negru, chiar dacă e mulatru, chiar dacă are anumite preferințe sexuale sau orientări politice, orientări sexuale și preferințe politice, iertați-mă, pentru că în primă instanță contează meritul și competența. Iată două exemple de răspuns creștin firesc, răspunsul unui creștin firesc la aceste provocări. Da, vreau să adaug ceva în legătură cu asta. Eu merg în Irlanda de câțiva ani, țin locul acolo preotului român din comunitatea românească și văd adesea cu ce probleme se confruntă românii din afară. De pildă, îmi spunea o tânără că la un moment dat s-a anunțat în compania în care lucra că vor organiza un eveniment de tip Pride și trebuia să fie prezent. Și ea a refuzat, a spus că nu va veni. Și a amenințat-o că o dau afară, că își va pierde locul de muncă. Până la urmă, se spune, nu au dat-o afară, dar oricum, i-au vorbit și au jignit-o foarte mult. Da? Deci, pretinzi că ești corect politic, dar la rândul tău ofensezi o persoană care oricum, până la urmă, reprezintă majoritatea heterosexuală. Nu? Așa este. Și tot acolo am văzut, de pildă, situații în care părinții au fost luați la rost de către școală, de către directorul școlii, pe motiv că nu i-au lăsat pe copii să participe la o oră sau un eveniment al școlii, la fel, cu aceeași tematică, LGBTQ. Și părinții au fost luați la rost pentru treaba asta. Ori aici, momentul în care ești într-o astfel de situație, în calitate de creștin, trebuie să răspunzi. Trebuie să ai o reacție la treaba asta. Virtutea curajului trebuie pusă la lucru, la treabă. Să ai curaj, să nu fii laș, să nu-ți fie frică, să răspunzi, pentru că ați spus foarte subtil. Până la urmă, viziunea, mentalitatea aceasta corectitudinii politice anunță un discurs foarte frumos și ademenitor. Dom'le, înlăturăm inegalitățile sociale, discriminările, să nu mai auzim de războaie coloniale, de competiții, lupte între albi și negri și așa mai departe, dar în realitate, ajunsă la putere, această mentalitate practică ea discriminare și discriminare față de majoritate, față de oamenii creștini, față de evrei, față de musulmani, de cei care au o familie și au valori religioase. Este într-adevăr, cum să spun, prin asta și mai periculoasă, pentru că e un virus care lucrează în mintea omului. Observați că această formă de ideologie marxistă nu se mai adresează maselor, nu mai readuce în atenție mitul confruntării dintre bine și rău, sub chipul confruntării dintre proletariat și burghezie. Nu. Răul este reprezentat de noi, care suntem creștini, heterosexuali, albi, oameni cu familie, cu valori asumate, valori creștine asumate, clasice, verificate de timp și istorie, de viață, iar binele este reprezentat de grupurile minoritare, LGBTQ, alea sexuale, de migranți, de oameni, de cei care aparțin rasei negre și care au fost oprimați, apropo și de 2020 de Black Lives Matter, de viețile negrilor contează, de acea mișcare care s-a transformat tot într-o formă de religie seculară, religia WEC, religie care, cu ghilimele de rigoare, încearcă să rescrie istoria și să vină cu alte versiuni groaznice. În fine, putem detalia dacă este cazul. Văd că aveți mai multe bilețele acolo. Da, sigur că da, trecem la bilețele. Primul bilețel zice așa: care credeți că este motivul pentru care omul a pierdut interesul pentru mitologie și sacru? De unde vine această înstrăinare? Și de ce omul înainte căuta salvare în sacru, iar acum se rezumă la conferirea puterii de salvare propriei persoane? Interesul pentru mitologie a dispărut, cred, în momentul în care mitologia i s-a prezentat la școală sau în întâlniri publice, în conferințe, ca pe o realitate ce ține de trecut, de trecutul părinților, a bunicilor.
personajele din mitologie sunt de cei mai mulți oameni asumate ca fiind niște fantasmagorii, niște invenții, niște creații colective a unui popor, a unei comunități. S-a asociat puterea mitologiei într-un sat românesc cu gradul de incultură a oamenilor de acolo, cu îndepărtarea lor față de centrele urbane și așa mai departe. E un registru pozitivist și simplist de analiză. Pe scurt, mitologia este foarte vie, prezentă și acum în sală când discutăm o avem. Omul s-a îndepărtat de sacru, de ce? E adevărat că s-a îndepărtat de sacru instituționalizat, de sacru așa cum este prezentat el de cele cinci mari religii ale lumii, iudaism, creștinism, islam, hinduism și budism. Dar dacă omul s-a îndepărtat de sacru, sacru nu s-a îndepărtat de om. Sacru, cum spunea Iliade, s-a camuflat în viețile noastre și poate fi regăsit în activități cotidiene, în momente fastoase ale vieții noastre. Deci există o încărcătură sacră în emoția pe care eu o am când ascult în mașină o melodie, când citesc o poezie preferată, când citesc 3-4 pagini dintr-un roman, când mă întâlnesc cu un om special care îmi schimbă viața, în bine sau în rău. Poate fi și acolo o prezență sacru și dacă vreți, definez sacru ca să vedeți ce înțeles îi dau. Sacru e prezent când, nu vorbesc de tripticul existențial, când sunt botezat, când sunt cununat sau la mormântare, pentru că sunt ritualuri care țin de biserică. Sacru este prezent inclusiv într-un registru artistic al vieții noastre, cel care presupune deseori divertismentul, muzica, dansul. Și aici trebuie regăsit. Eliade era un om subtil și estem de fecund spiritual pentru viitor, spunând că există camuflări paradoxale ale sacrului, că omul nu poate renunța la sacru. În Nostalgia Originilor scrie așa: sacru este un element consubstanțial ființei umane. Cât timp vor fi oameni, va exista în ei dorința de a-și depăși condiția obișnuită, de a trăi în timp și în istorie, de a-și depăși condiția lor umană printr-o emoție, printr-un gând, printr-o reușită și mai ales prin împlinirea lor spirituală pe calea credinței, a rugăciunii, a practicii religioase. Aceasta rămâne calea regală întotdeauna, dar unii oameni s-au îndepărtat de ea și să vă dau un răspuns pe care îl știți și dumneavoastră, s-au îndepărtat și pentru că le este foarte bine. Să recunoaștem, în timpurile moderne, calitatea vieții a crescut. Atunci când ai de toate, dai o satisfacție trupului, uiți de minte, uiți de suflet, ai un program foarte aglomerat, ai conștiință și atunci îți urmezi programul tău, dorești să asiguri binele, confortul familiei tale, copiilor și pe cele spirituale, pe cele cu adevărat importante, le amâni sau le uiți. De aceea există această distanțare, dar repet, dacă noi ne distanțăm de sacru, atunci sacru se camuflează în viața noastră în versiuni noi. Chiar asta încerc să demonstrez folosindu-mă de exemple foarte diferite, vreo 11 exemple din viața noastră, în partea a doua a unei cărți pe care sper să o public anul acesta la Polirom, despre secularizare și camuflările sacrului. Exact ce m-ați întrebat, camuflările sacrului. Vă rog. Aș adăuga o întrebare apropo de tema pe care ați dezvoltat-o acum. Se distanțează de biserică tinerii, da, foarte, foarte mult. E doar această distanțare, e doar rodul unei subtile și susținute propagande a unor mișcări ideologice, sau poate că și biserica și-a pierdut din puterea de seducție? Cum am vedea lucrurile? Părinte, da, este limpede. Sunt valabile ambele explicații. Pe de o parte există influența ideologiilor, dar nu toți tinerii, voi cei din sală care sunteți studenți, nu cred că mai aveți sensibilitatea pe care o aveam noi când eram de vârsta voastră față de ideologii. Sensibilitatea în sensul de a o cunoaște o ideologie și de a o refuza, de a-ți da seama de pericolul ei. Nu mai spun partidele politice, că ai de-a face cu
cum să spun, alianțe ciudate, de neconceput din perspectivă ideologică astăzi în România și în lume. Dar e un alt registru al discuției, al discursului meu și nu vreau să intru aici. Pot să spun așa, există o criză a încrederii în biserică, pentru că deseori tinerilor și nu numai, ritualul li se pare religios, li se pare anost, fără sens, li se pare o repetiție transmisă de la părinți la copii, intergenerațional, nu au emoție, nu regăsesc acolo nimic și, prin urmare, dacă merg în virtutea unei obligații față de părinți, în virtutea respectului pe care îl au în spațiul occidental catolic, de pildă de apartenență la catolicism pe care familia lui o are, nu? Sunt acei credincioși nepracticanți, credincioși prin delegație, cum li se spune, Daniel Hervé-Léger, sau, nu, dar nu mai dau nume autor ca să nu complic, și de o parte și de alta trebuie lucrat. Ceea ce facem noi în seara aceasta, nu cred că e un act de curaj, ci un act de normalitate, adică să discutăm într-un spațiu sacru prin excelență despre provocări ale lumii contemporane, provocări foarte concrete, foarte vii, foarte reale, și nu discutăm doar despre, eu știu, conceptul de cauzalitate în scolastica lui Toma de Aquino, nu discutăm teme pur spirituale, culturale și teologice. Sunt teme de interes major. Ia să. Ilie, ai o întrebare, te rog, Ilie Răpceanu. Mulțumesc din suflet pentru conferință. Domnule profesor, m-aș opri asupra a trei provocări sau imagini care au apărut după lansarea aplicației ChatGPT. Și apoi aș formula întrebarea. Deci, în 2023 a fost lansat ChatGPT-3, iar ulterior ChatGPT-3.5, astăzi suntem la versiunea 4. După lansarea acestei aplicații, un student de la teologie din București a făcut Biserica ChatGPT, o platformă și o aplicație pentru smartphone în care oamenii puteau intra să-și spovedească păcatele sau puteau să facă diferite rugăciuni pentru cei în nevoie, pentru cei bolnavi. În vara acelui an, în Germania, într-o biserică protestantă, slujba de duminică a fost susținută de către un calculator cu program ChatGPT. Iar în același an, în toamnă, a apărut pe internet o întrebare la care diferiți specialiști au căutat un răspuns, și anume ce meserii vor dispărea după apariția sau odată cu evoluția ChatGPT-ului. În această listă, surprinzător, era și meseria, dacă o putem numi meserie, de preot. Și atunci, întrebarea pe care aș formula-o sub două forme ar fi: există un mâine pentru preot sau există un preot pentru mâine? Mulțumesc din suflet. Superb comentariu și admirabilă întrebarea, și în conținut și în formulare. Mulțumesc eu frumos. Nu știam aceste exemple, dar știam principiul acesta al preluării noilor tehnologii și a fetișizării lor. Iată că ați venit și ați completat în mod minunat ceea ce eu am prezentat. Și acum să vă răspund la întrebare: dacă există un preot pentru mâine sau un mâine pentru preot? Există un preot pentru mâine și preotul pentru mâine este aici în sală, sunteți chiar dumneavoastră, generația viitoare, și există un mâine pentru preot, și când spun asta mă gândesc la faptul că în istorie, oricâte provocări am avut, și am avut unele mai dure, am avut războaie, am avut crize, dezastre, am avut o viață foarte grea, gândiți-vă la bunicii, străbunicii noștri, niciuna din aceste profesii umaniste, să le spunem așa, nu au dispărut. Dacă mă întrebați pe mine ce profesie ar putea să dispară, o să iau lista
profesiilor care în perioada modernă presupuneau o calificare medie sau o lipsă de calificare, de la paznici până la vânzători în supermarket, și o să vă pot spune că da, o parte dintre acestea pot să dispară. Dar am cea mai deplină încredere că profesii precum ar fi preotul, educatorul, asistentul social, psihologul, psihiatru, filozoful, da, pot să spun profesie anume, da, vor avea o importanță și mai mare. Știți de ce vor avea? Pentru că eu plec de la o cercetare. Acum mă legitimez științific invocând o cercetare din Statele Unite pe 30 de țări, coordonată de Ronald Inglehart, un sociolog foarte cunoscut, și publicată în Statele Unite în 2019, sub forma unei cărți, Societatea Culturală, și tradusă și la noi tot atunci. Inglehart spune că din 2016 Statele Unite au intrat, apropo de societatea bazată pe cunoaștere, într-un nou stadiu, societatea dominată de societatea inteligenței artificiale. Și spune așa, da, noi tehnologii cu clivaje, cu probleme, ce v-am spus, dar atenție, există și partea mai puțin vizibilă. Aceste noi tehnologii lasă în urmă oameni săraci, șomeri, oameni care se sinucid pentru că viața nu mai are un sens pentru ei, oameni bolnavi de ciroză, oameni cu alte boli ale trupului. Ori ciroza este consecința consumului de alcool, iar alcoolul este un drog pe care ți-l asumi pentru că nu ai viață spirituală, nu ai credință în Dumnezeu și atunci nu faci față acestor provocări sociale. De ce are nevoie omul ăla în primul rând? Dincolo de bandă, are nevoie de un prieten care să-i aline sufletul, care să-l asculte, contează enorm arta de a asculta, de a pune capul aici, de a face, dacă vreți, de a-și face loc și de a se spovedi, cu sau fără ghilimele. Are nevoie de preot, într-un registru laic are nevoie de un psiholog, uneori poate, dacă e vorba de patologie, de un psihiatru, are nevoie de un prieten veritabil. Cum să dispară toate acestea? Nu numai că nu vor dispărea, veți trăi și veți vedea. Sper să fim, mă rog, într-un timp anume împreună și să vedem cu toții toate acestea, veți vedea că nu vor dispărea. Doar atât, că aceste profesii trebuie să reconfigurate. Și mie îmi place și închei răspunsul cu proiectul colegilor mei de la filozofie, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care la fel au creat o asociație a lor pentru a oferi un răspuns filozofic acestor provocări pe care noile tehnologii le aduc. Ei nu se înfricoșează de șomaj și dimpotrivă încearcă să-și găsească de lucru chiar în zona aceasta a consecințelor pe care utilizarea irresponsabilă a noilor tehnologii le poate provoca, consecințele negative. E nevoie de privința asta, da. Mergem cu altă întrebare venită din sală. Puteți dezvolta discursul despre controlul nașterii asexuate din punct de vedere creștin? Ca viitor preoți, cum vom putea concura cu tehnologiile viitorului pentru a câștiga inimile tinerilor? În primul rând, putem concura cu tehnologiile viitorului pentru a câștiga inimile tinerilor, a tinerilor educați și inteligenți, la ei mă refer, arătându-le că noi citim literatura, cunoaștem aceste provocări. Este, din punctul meu de vedere, primul pas. Nu ne putem arăta indiferenți. Dom'le, eu nu citesc așa ceva, e diabolic, nu mă interesează, nu mă privește, e o modă trecătoare și așa mai departe. Nu, trebuie să citim acele cărți care aduc în atenție promisiunile noilor tehnologii și apoi să le arătăm riscurile cumplite pe care eugenia în versiunea nouă a transumanismului sau ectogeneza le poate face cu putință. Ce înseamnă ectogeneza? Și acum detaliez răspunsul la concept. Înseamnă așa, donatorii de spermă, în primul rând oamenii de calitate, spun ei, și în subsidiar, îți dai seama, vorbind așa, că există oameni
fără o calitate genetică remarcabilă, într-o versiune clasică de secol XIX, apropo de Francis Galton, nepotul lui Charles Darwin, se propunea chiar înființarea unei bănci de spermă a laureaților premiului Nobel. Și ideile acestea au fost susținute de oameni de știință care au primit acest premiu. Alexis Carrel, de pildă, care a scris o carte minunată, dar avea convingerile acestea eugenistice sau, mă rog, care aduceau în atenție selecția raselor umane și îmbunătățirea calității populației. Adică ar fi rase inferioare, rase superioare, oameni inferiori și superiori. Este o teorie falsă și cumplit de periculoasă. Numai că ea, am văzut, că nu a dispărut, numai se reactivează sub forme noi. Ectogeneza de care vă vorbeam, cred că este o formă de reactivare a acestei idei privind selecția oamenilor. De ce? Pentru că spune așa, poți avea o bază cu sperma unor oameni de calitate, poți însemina artificial o femeie care se oferă sau, dacă se întâmplă așa, atunci femeia va naște un copil și acel copil poate fi adoptat de către o familie sterilă printr-un contract de gestație. Și aici apar de la probleme psihice, faptul sau emoționale, că la naștere femeia este dominată de instinctul matern și nu mai respectă prevederile contractului și nu mai dă spre adopție acel copil și, în fine, se complică lucrurile altfel. Sau, invers, lipsește femeia respectivă, banca de spermă face cu putință crearea acelor fetuși pe cale artificială într-un laborator, trierea lor, lăsarea deoparte a celor considerați inferiori și slabi inferiori și creșterea unor fetuși care să presupună calități fizice și calități intelectuale a viitoarelor progenituri. Am eu emoții când spun toate acestea, dar am și curaj să vorbesc despre așa ceva. Spun că e o temă extrem de periculoasă. Vă dau o referință bibliografică. O carte recent, acum 3 ani apărută, la 3 sau 4 ani la Humanitas, cu un titlu comercial, dar cu un subtitlu semnificativ, Pot face dragoste roboții? Subtitlu, 12 întrebări despre transumanism. Acolo este un dialog dintre un medic, directora unui centru de dezvoltare a noilor tehnologii din Paris și un profesor de filozofie de la Sorbona. Profesorul de filozofie apără creștinismul și valorile clasice. Și la un moment dat discuția ajunge exact aici și spune acel medic că viitorul va aparține acelor țări care vor avea tehnologia necesară și curajul presupus pentru a îmbunătăți rasa umană, a face cu putință crearea unor copii într-un laborator în afara trupului mamei și mai ales dezvoltarea acelor copii în așa fel încât să avem oameni capabili, oameni sănătoși și inteligenți, cu un QI mult peste medie, vor fi țări bogate și puternice care vor stăpâni lumea. Evident că e un scenariu a la Orwell, știți foarte bine, 1984, în cazul acesta e un roman depășit. Eu sper că nu vom ajunge acolo, nu am certitudini, că n-am nicio legitimare divină ca să spun cum va fi în viitor. Dar cred că nu vom ajunge acolo, vom avea și curajul și priceperea de a pune capăt acestor încercări. Dovadă că cercetările sociologice privind impactul neobișnuit, provocator, devastator al noilor tehnologii, arată că cetățenii din Europa, chiar desacralizată, din Germania, Belgia, Statele Unite, sunt mai rezervați față de aceste cercetări, nu le acceptă față de cei din China, din India, din Asia în general, tot din cercetarea lui Engelhardt. Ceea ce pentru mine e, să spun, un motiv de speranță, adică chiar dacă suntem într-o lume franceză, să spunem, profund secularizată, totuși anumite valori la origine religioase există în mintea și în viața oamenilor respectivi și ei nu pot să facă pasul dincolo pentru că își dau seama că ar exista un iad pe pământ, ca să folosesc expresia știută.
Următoarea întrebare. Așa, apropo de această, temă legată de controlul nașterilor, eu am avut la IRCSFM un dialog, dialogurile acestea de suflet, așa se cheamă, iar tema era inseminarea artificială și fecundarea in vitro. Uh-huh. Și o persoană în vârstă care a ascultat această emisiune, după aceea mi-a zis la ceva timp, zice, părinte, dar cum... Deci cu fecundarea asta artificială și in vitro, cum adică au suflete acolo, embrionie, adică Dumnezeu se lasă așa luat, așa a formulat întrebarea, da? Chiar într-o, era poate și dificil să o formuleze, zice, adică Dumnezeu se lasă așa păcălit și jucat de oameni în laboratoare și așa. Și a surprins, părinte, da, foarte bine, o formă ultimă a desacralizării trupului uman. Este ca și cum tu, om de știință, homo deus, iei locul lui Dumnezeu, devii creator, poți da sufletul unei progenituri, ceea ce, din punctul meu de vedere, este imposibil. Dar ei nu se gândesc la aspectele acestea înainte de toate. Cum v-am spus, reduc omul atât de mult încât îl definesc ca fiind o entitate biologică, genetică, dominată de anumite procese de natură biologică, chimică și așa mai departe. Sufletul, realitatea divină din noi, este ignorată. Inteligența, intelectul, eu am învățat la filozofie, că am terminat licență în filozofie, poate așa se explică faptul că mă pot distanța de cifre și pot citi și printre rânduri. Toate acestea sunt desacralizate la un proces simplu de analiză și de procesare și de găsirea unor soluții, ceea ce poate să facă și un program anume și cu atât mai puțin un om. Deci, într-adevăr, sunt exemple de desacralizare pe care interlocutorul dumneavoastră, ascultătorul, le-a intuit foarte bine, da. Da, pentru că mă gândeam la, fiind biblist, m-am gândit imediat, am făcut o asociere cu cartea Apocalipsului, capitolul 12, unde balaurul acela cu 7 capete și 10, așa, cu și 10 coarne, zice, coada lui tăra o treime din stelele cerului și le arunca pe pământ. Ce poate să însemne acest lucru? E clar că aici avem, din punctul de vedere al textului sacru, avem de a face cu un atentat la adresa, să spunem, ordinii creației. Deci creatorul a dat o rânduială acestei lume, a creat lumea într-un anume fel, iar forța aceasta demoniacă atentează la ordinea creatorului încercând să spunem un nou act de creație. Și cumva recrearea. Și atunci, da, este tentația aceasta imensă a omului din totdeauna de la începutul de a prelua rolul lui Dumnezeu, de a se juca de Dumnezeu. Și da, i-am răspuns și eu cât au fi înțeles persoana respectivă, i-am zis, da, într-adevăr, Dumnezeu i-a dat omului o libertate atât de mare, dar omul în momentul în care abuzează de propria sa libertate, poate ajunge la astfel de orori, în definitiv, nu? Ceea ce se întâmplă, de exemplu, în astfel de clinici. Să nu vă uitați gândul și să vă completez, mai intri într-un registru pronunțat anecdotic și apoi într-un registru metafizic mai serios un pic. Apropo de balaurul care aduce cu coada lui o treime din stelele cerului, a universului. E bine, părintele Necula, recent la conferința pe care a avut-o la Librex, dacă ați fost în sală, știți, a vorbit și despre atitudinea noastră a creștinilor față de sacru, față de un sfânt anume, și a exemplificat cu Sfântul Gheorghe și cu icoana lui, Sfântul Gheorghe ucigând balaurul, și spune așa, într-un registru totuși semnificativ, anecdotic, dar semnificativ, a intrat o băbuță în biserică, s-a dus, a repezit la icoana Sfântului Gheorghe, l-a pupat pe Sfântul Gheorghe, a pupat calul, a pupat și balaurul, și preotul, consternat, întreabă, măicuță, dar ce faci? De ce pup totuși? E bine așa? E bine cum fac eu, că nu știi niciodată unde ajungi, apropo de asta. Și acum, într-un registru mai serios,
Această, n-aș spune simpatie, dar acest pact, această fraternizare cumva a românului cu răul, exemplificată într-un limbaj popular prin celebrele ziceri, să te faci frate cu dracu până treci puntea, sau dacă e să te ia dracu, te ia și din biserică, arată faptul că în istoria noastră, trăită la granița a trei imperii și fiind deseori dominați de voința lor, noi am știut să ne împrietenim cu răul, dar într-un fel anume să trăim cu el într-o bună vecinătate, să-l folosim pentru a ne atinge anumite scopuri. Iar răul a stat în gestul de a pleca, de a ne pleca capul pentru a nu fi tăiat de sabie, de a fraterniza cu turcul, de a trăda. Evident că sunt aspecte negative ale mentalității românești. Marile trădări au venit din familiile boierești, din cei apropiați Domnului și știm din istoria aspectele acestea. S-ar putea ca urmele acestea ale conlucrării cu cel rău în diferite ipostaze să poată fi citite și în registru unei mitologii străvechi precreștine de tip gnostic, spune academicianul Aurel Codoban, sau de tip bogomilic, care poate mai supraviețuiește în anumite spații. De aceea ziceam că discuția poate fi purtată într-un registru metafizic și filozofic de altă natură. Da, vă rog. Așa, m-am adus aminte, pentru că ați spus de bătrânica aceea. Da. L-am citat pe Părintele Necula. Părintele Necula. Mergeau într-un tren, era o bătrânică, citea Biblia și un ateu, văzându-o că citește Biblia, a zis, păi tu citești Biblia? Da, citesc Biblia. Și crezi tot ce scrie în Biblia? Aia zice, cred. Și crezi că Iona a stat trei zile în pântecele balenei? Zice, dacă spune Biblia, cred treaba asta. Zice, și chiar dacă... Nu știu cum era așa ceva, dar oricum la un moment dat zice, bun, dar spune-mi și mie, ce a făcut Iona trei zile în pântecele peștelui? Și bătrâna a zis, nu știu ce a făcut, dar o să-l întreb pe Iona când o să merg în paradis. Și ateul i-a zis, și dacă Iona nu o să fie în paradis, ce faci? Zice, o să-l întreb dumneata când o să ajunge în iad. I-a zis așa, te desfica. O să spună dumitare când ajunge în ea. Trecem din nou la... Inteligența și creativitatea românească, da. Așa. Trecem la o altă întrebare, mai serioasă, da, de pe zona filozofiei. În măsura, sau la limită, în măsura în care inteligența artificială va fi dezvoltată atât de mult, încât va fi considerată o entitate care gândește pentru sine, este creat un spațiu pentru scepticism, având în vedere afirmația ce marchează începutul modernității, gândesc, deci exist, acest scepticism rezultat nu se va răsfrânge asupra religiei? Se va răsfrânge asupra religiei doar în mintea oamenilor care nu au credință. Un om care are credință, un grăunte de credință în sufletul lui, sunt convins de faptul acesta, n-are cum să cadă în păcatul scepticismului atunci când citește despre performanțele uluitoare ale unui program de inteligență artificială. El știe înainte de toate că acel program este creat de om, știe că omul este creat de Dumnezeu, știe că acel program este controlat, cel puțin până în momentul de față, de om, și știe că omul creat de Dumnezeu trăiește un sentiment, cum spunea Schleiermacher, al stării de creatură. Cu teza mă adresa ție, Doamne, eu care sunt pulbere și cenușă. Avram avea conștiința condiției lui umane limitate în fața splendorii terifiante a lui Dumnezeu. Ce să spun? Scepticismul te poate stăpâni la o vârstă înaintată, după 40-50 de ani, atunci când îți pierzi credința și îți crește eul, devine gonflabil, foarte mare, orgoliul. Dacă mai ai și neșansa frecventării unor filozofi sceptici și a necompensării acelor lecturi
cu cele teologice profunde și în ultimă instanță reconfortante și optimiste, pentru că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, suntem creația lui, atunci da, poate fi vorba de un scepticism în zona aceasta a filozofiei, poate fi vorba și de un scepticism social, oameni care să-și blocheze anumite proiecte dragi vieții lor, să nu mai aibă dorințe deosebite, să nu mai aibă focul sacru în inimă pentru care să trăiască. Și atunci apare ceva dramatic. Dacă am surprins eu corect sensul întrebării, mi-a plăcut faptul că a văzut scepticismul corelat cu posibilă gândire a unui program de inteligență artificială. Nu cred că va fi o gândire în sensul uman, în sens profund uman. Cred că va fi o capacitate a acelui program, și asta mi-au spus-o specialiști în informatică, în computere, care, în paranteză fie spus, în conferințele pe care le-am avut, au fost mult mai critici la adresa inteligenței artificiale și a noilor tehnologii decât colegii mei de la sociologie, filozofie, psihologie sau teologie. Asta mi s-a părut semnificativ și pot să dau exemple de orașe, locuri unde am vorbit și unde s-a arătat așa ceva. Da. Legat de inteligența artificială, mă gândeam la ceea ce spune John Lennox, profesor de matematică englez, prezent în dezbaterile astea cu ateismul, e foarte prezent acolo. El zice că, de fapt, inteligența artificială nu este o inteligență în sens propriu, ci este inteligența celui care a creat tot acest sistem, să zicem. Dar trec la următoarea întrebare. Părinte, să vă completez și să vă confirm ceea ce a spus cu cunoștințele mele. Un program actual de inteligență artificială poate procesa informațiile despre o anume problemă medicală, cancerul de pildă, într-un mod rapid, atât de rapid, încât în câteva zeci de minute îți poate da un rezultat al analizelor, nu neapărat un diagnostic eficient pentru cancer, ceea ce un om ar face în luni sau ani de zile. Și un asemenea program, clar pentru medici, este de real folos să poți procesa și să vezi anume care sunt, cum să spun, căile pe care le ai de urmat. Dar niciodată în locul unui avocat care pledează pentru tine într-o sală de judecată, nu poți aduce un program de inteligență artificială să pledeze, deși acel program ar putea avea stocate informații din dosare, situații cu soluțiile date și ar alege dintre soluții cea mai bună pentru tine. Dar noi știm că întotdeauna un judecător inteligent și responsabil ține seama și de context, nu judecă mecanic, simplu, textul de lege, fapta, el ține seama de împrejurarea socială, de, cum se cheamă, au juriștii o formulă, de context, de situație, de faptul dacă ești la prima abatere sau nu, de prezumția de nevinovăție și anumite circumstanțe atenuante, despre asta este vorba. Ori eu nu cred că prezumția de nevinovăție și circumstanțele atenuante vor putea fi introduse într-un program de inteligență artificială și acesta le va prelucra. Nu văd posibil așa ceva. O altă întrebare din sală. Pentru că în ziua de azi, tot ce ține de online a luat avânt, cum ne putem da seama că acele idei sau credințe transmise țin de persuasiune și nu sunt de fapt o manipulare ascunsă, mascată? Prin simț critic, prin inteligență. Și cum putem avea simțul critic și inteligența permanente? Devenind cel puțin jumătate de oră pe zi inactuali, cum spunea George Călinescu. Ce înseamnă a fi inactual într-o lume atât de tumultoasă? Înseamnă a te retrage în camera ta și jumătate de oră a citi dintr-un roman care ți este drag, a asculta o muzică pentru sufletul tău și a trăi o emoție, a citi o poezie, a te informa despre aceste noi cucerire ale științei și tehnicii, ca să vorbesc într-un limbaj de lemn, și a le gândi cu mintea ta.
Dacă exercițiul acesta al lecturii, al meditației, dublat, asta trebuie să o spun și o spun apăsat, de cel al rugăciunii îți menține mintea trează, atunci vei avea puterea și capacitatea, deschizând laptopul și intrând pe anumite site-uri, să-ți dai seama când anumite elemente presupun persuadarea și când presupun manipularea, când încearcă să te convingă de ceva să te atragă și când încearcă să te transforme, să spunem, într-un sclav al acestor tehnologii. Îți dai seama cu ușurință. E un flair anume pe care, de pildă, noi profesorii îl avem după cel puțin, zic eu, 10 ani de activitate, de a intra într-o librărie, de a merge la raftul cu noutăți, de a lua în mânuță o carte și de a o deschide, apoi de a o foileta. Îți dai seama, fără să o citești, că n-ai timp să o citești, dar pe baza unei intuiții și a unui flair anume, care cred eu că nu se poate raționaliza și transpune într-o rețetă ușor de preluat, îți dai seama dacă este o carte consistentă sau nu, dacă autorul este un specialist sau se află în treabă, e un om care, mă rog, încearcă și el să-și publice o carte cu bani exprimându-și un punct de vedere, îți dai seama cu ușurință dacă e ceva de calitate sau nu. Cum spunea Umberto Eco, nu trebuie să citesc toate tratatele de gândire medievală. Îmi dau seama unde să merg asupra în ce locuri să zăbovesc pentru a arăta că omul, și vă dau un exemplu, primul capitol din Limite ale interpretării, omul e o ființă complexă. E dominat deseori de latura rațională, marcată de cele trei principii aristotelice al identității non-contradicție și terțul exclus, dar de multe ori omul e o ființă irațională, în sensul cel mai nobil și frumos cu putință. E dominat de o trăire, de o emoție, de o bucurie sau de o tristețe, dar de intuiție. Țin anumite realități spirituale, cum erau cultele inițiatice sau datele care vin din religie, care frizează paradoxul și care depășesc gândirea rațională clasică, nu? Din mistica luminii, de pildă la călugării din Egipt, tot am vorbit de simbolismul luminii la primărie în perioada pascală astăzi și n-am cum să uit lucrul acesta. Ori aceste elemente aduc în atenție dimensiunea aceasta irațională a omului. Și Umberto Eco reușea în textele pe care le citea să găsească acele, să spunem, locuri asupra cărora să se oprească și să mediteze, pe baza unui flair pe care ți-l formezi. Așa, mai era o întrebare din sală. De fapt, sunt două întrebări, dar mi se pare că se suprapun ca idee. Le citesc pe amândouă. Cum se poate oferi sens spiritual noilor tehnologii moderne? Iar cea de-a doua întrebare este, ne-ați vorbit despre a conferi sensuri religioase, spirituale, noilor tehnologii. Vă rog, dați-ne unele exemple. Păi, iată, am vorbit despre, încep cu a doua întrebare, la prima întrebare, dacă aș ști un răspuns foarte clar și simplu, ar fi grozav. Eu nu am cum să le știu pe toate, am încercat în cartea mea să descoper mai întâi o anume mitologie camuflată în aceste noi tehnologii și cred că am oferit un răspuns, dar cum să le conferim neapărat un sens spiritual, așa cum avea, de pildă, profesia de miner și un sens cultural și spiritual, religios pentru omul respectiv, e greu de spus în momentul de față. Nu este imposibil, pentru că în istorie întotdeauna tehnologia a fost dublată de dimensiunea religioasă. Însă la a doua întrebare, să dau un exemplu. Am dat un exemplu cu corectitudinea politică, este o ideologie. Dau acum un exemplu cu noile tehnologii. Iată, când citești despre pielea inteligentă, acel silicon foarte subțire, da, care a fost descoperit și care poate fi aplicat pe o proteză a unui om care nu are o mână, de pildă. Ei, siliconul acela subțire redă capacitatea de a simți paharul pe care îl apucă. Mai mult decât atât, am citit că acel silicon
conferă și o protecție trupului la limită, se fac cercetări pentru a fi o protecție deplină totală, adică omul să devină invincibil. Și cei din armată sunt interesați de cercetările acestea, gândind anumiți soldați perfecți care să nu poată fi răniți sau uciși. Sigur că sună a ceva fantastic, dar repet, pielea inteligentă s-a descoperit. Și atunci eu n-am cum să nu mă gândesc la mitologia greacă, de pildă la un personaj celebru cum a fost Ahile și care avea doar un loc vulnerabil, călcâiul lui Ahile. N-am cum să nu mă gândesc la Siegfried din saga nordicilor, din mitologia nibelungilor, care știți bine avea pe spate un singur loc vulnerabil. N-am cum să nu mă gândesc la eroii din hinduși, din Ramayana și mai ales din Mahabharata, și atunci regăsesc impostaze ale eroului, ale unui personaj invincibil. Adică sunt mituri camuflate aici. Sau experimentele care vizează încetinirea îmbătrânirii prin manipularea telomerazei. Ceva care ar fi similar cu saltul de la 48 la 46 de cromozomi. Readuc în atenție mitul tinereții fără bătrânețe. Mi se pare clar și limpede. El ia de novela lui Tinerețe fără bătrânețe, povestind acea întâmplare neobișnuită a unui personaj din Piatra Neamț, Dominic Matei, ce care ați citit novela știți foarte bine, da? Trăiește o nouă viață, o nouă tinerețe, fiind trăsnit exact în mijlocul capului, poarta cerului din mitologia tibetană. Și Eliade în jurnal notează faptul că au fost consemnate în presa americană a timpului câteva cazuri de genul acesta, oameni care normal ar fi trebuit să fie arși de un fulger, dar totuși au trăit o regenerare anume. Sigur că sunt excepții și teoria aceasta ar presupune o evoluție a omului cu costuri incredibile de neacceptat cu certitudine. Aici e vorba de mitul tinereții fără bătrânețe. Când vorbesc anumiți idoli, anumite biserici a noilor tehnologii, cum ar fi copy-paste sau biserica transfigurismul din Statele Unite, despre asigurarea nemuririi noastre prin stocarea unor fișiere într-un computer, n-am cum să nu văd mitul nemuririi desacralizat și camuflat în aceste, nu spun realizări, ci promisiuni ale transumanismului legate de noile tehnologii. Când știu că sunt oameni de știință care spun că Dumnezeu este deja pensionat și că omul îi va lua locul, n-am cum să nu văd aici o ipostază pe de o parte a lui Deus Ociosus, a Dumnezeului care este uitat, și vorba lui Heidegger, uităm și uitarea de Dumnezeu, și în locul lui apare Homo Deus, apare omul creator. Iată două mituri, mitul lui Deus Ociosus, mitul omului creator. În sfârșit, când transumanismul ne promite o realitate deja prezentă, și anume hologramele, faptul că te duci la un salon auto la Paris sau în China, la un salon auto și vezi anumite personaje care îți prezintă un model auto, le vezi acolo, sunt de fapt holograme ale lor, sunt prezente în mai multe locuri, n-am cum să nu mă gândesc, în baza formației mele și în funcție de ceea ce predau, la mitul ubicuității din multe culturi și tradiții ale lumii. Și aceste mituri sunt reactualizate. Aici am ajuns, am găsit și anumite valori și arhetipuri desacralizate. Citiți acum cartea despre supereroi. Am analizat 22 de filme Marvel și acolo am descoperit, de pildă, în incredibilul Hulk, zic eu, arhetipul umbrei, cum îl definește Carl Gustav Jung, nu? Sub chipul acelui monstru verde, aflat în luptă cu altă ipostază așa, cu un alter ego. Sunt, altfel spus, toate aceste provocări care vin din zona noilor tehnologii sau a cinematografiei, în măsură să fie interpretate, decriptate prin prisma regăsirii unor mituri, arhetipuri. Cum vom ajunge să conferim un sens religios autentic, nu chici, acestor noi tehnologii, încă nu știu să răspund, dar sunt curios și caut. Merg mai departe. Mulțumesc! Mai avem întrebări din sală.
Dacă nu, aș mai avea așa o remarcă. Am urmărit dialogul dumneavoastră cu Vasile Bănescu, coleg de-al meu de armată, de serviciu militar, în 87-88 la Zalău. Dar urmărind acest dialog despre eroi, mi s-a părut foarte interesant de partea finală acolo. Tot dialogul a fost interesant, dar în partea finală era vorba despre tineri. Și despre faptul că tinerii de astăzi cresc cu aceste modele de eroi, cu acest tip de mentalitate. Eu aș extinde un pic întrebarea mea, o întrebare așa scurtă. Generația tânără e crescută într-o nouă mentalitate. Cresc cu filmele astea, eu nu mai înțeleg nimic din filmele de la televizor astăzi. Chiar e toate, mă rog, științifico, fantastice și așa mai departe. Generația tânără mai poate fi recuperată din... Părinte, dacă am certitudini și am una dintre ele, este aceasta. Că nu e o generație pierdută. Noi, ca profesori, trebuie să le fim aproape, să le câștigăm încrederea. În primul rând, ceea ce facem nu e un joc, simplu joc, e ceva autentic, curiozitatea noastră e reală, să încercăm să intrăm în mintea și inima lor, ceea ce eu în 2019 am încercat cu fiica mea alături de mine în mașină, pe un drum de întoarcere de la Drobeta Turnu Severin, a fost faza pe țara Olimpiadei de Istorie, de la Turnul Severin până la Iași, apăruseră Răzbunătorii, un film din seria aceasta Marvel, nu știa mare lucru, mi-a povestit filmul și atunci am ascultat-o, câtă pasiune vorbește, schimba mesaje pe telefonul mobil cu colegii, cu colegele și mi-a povestit ceva din film și am regăsit acolo anumite mituri și arhetipuri prezente și am spus că pot și eu să fiu contemporan cu tinerii încercând să intru în mintea lor, în sufletul lor, în universul lor interior și plecând de aici, poate reușesc ca profesor să le pot arăta că în ultimă instanță aceste filme sunt substitute ale unor substitute nu chici, dar care aparțin de cultura de masă, gusturi obișnuite, au unor realități spirituale mai profunde, substitute ale sacrului, ale credinței în Dumnezeu, a unei culturi veritabile. Ce înseamnă o cultură? De ce a unei culturi veritabile? Pentru că dacă ai o cultură solidă pe care ți-o formezi în zeci de ani, când cauți noaptea cu telecomanda un film, te uiți de pildă la... Hai să-mi vine în minte acum Sacrificiul lui Starkovski sau Stalker, Călăuza, și nu te uiți la Spider-Man. Deși eu sunt un fan al lui Andrei Tarkovski, urmăresc și acum filmele și încerc să decriptez așa ceva, dar în tinerețea mea când a apărut în anii 80, dumneavoastră erați în 86 în armată, eu eram în 80 în liceu, și mi-amintesc că apăruseră prima versiune Spider-Man, Omul Păianjen, l-am văzut de vreo 7 ori, 8 ori, fiind fascinat de ceva anume din film. Nu de tehnologiile folosite, nu de suspans, nu de adrenalină, nu, că nu mergeam să vizionez în 3D aceste filme în Piatra Neamț, unde făceam eu liceu, ci de modelul unui tânăr pasionat de știință, de căutări, de cercetare, de valori și care vrea să-și depășească condiția lui familială modestă, fără părinții, întreținut de către o mătușă și care a ajuns un student eminent. Faptul ăsta pentru mine era ceva colosal, era unul din modelele mele. Ori astăzi modelele multor tineri sunt supereroi. Și atunci m-am folosit de teoria unui antropolog francez, David Le Breton, privind evadarea din sine. Și am spus că acești adolescenți evadează din sinele lor, din ipostaza oficială, de pildă de elevi sau de copii a unor părinți, da? Și se cuplează cumva, uneori destinal, cu anumite personaje dragilor, încercând să trăiască pe plan imaginar anumite satisfacții și, evident, anumite dorințe ascunse ale lor. Le place, de pildă, Omul Păianjen, pentru că are acele capacități formidabile de a zbura, de a se lupta cu cel rău, iubesc vespea, iubesc, eu știu, altă...
Iron Maiden, omul de oțel, sigur că da, Tony Stark, un avatar al transumanismului, i-am spus eu aici, pentru că anunță exact ideile respective. Da? Trăiești pe plan imaginar aceste bucurii. Așa cum noi, părinte și dumneavoastră, evadați din sine, vă lăsați roba, în momentul în care vă îmbrăcați în blugi, într-un tricou, mergeți în natură, stați de vorbă cu rudele, cu prietenii, serviți un vin autentic, ascultați o muzică, retrăiți anumite amintiri din copilărie. Sau atunci când conducem într-o mașină și ascultăm o conferință pe un CD, o muzică, pe un drum foarte lung de sute de kilometri, evadăm din sinele nostru, din haina oficială, și această evadare este foarte benefică, mai ales pentru oamenii aflați în criză spirituală. E un alt subiect pe care îl putem dezvolta altă dată. Domnule profesor, ce să spun? Spun așa ceea ce spunea și Vasile Bănescu, că dumneavoastră faceți un serviciu extraordinar, cum zicea, inclusiv pentru, să spunem, în favoarea noastră a preoților. În sensul că cine frecventează cărțile lui domnului Nicu Gavriluță, cel puțin cărțile despre care am vorbit în seara aceasta, sau urmărește conferințele sale, are o șansă extraordinară să aibă o percepție, spune eu, mult mai aproape de realitate a lumii în care trăim. Era vorba acolo, vorbea de relieful mental al tinerilor. E vorba de tineri, de copii, de noua generație, dar și de oamenii cărora le vorbim. Mărturisesc că citind aceste lucruri și cărțile dumneavoastră zilele astea, mi-au venit niște idei pentru niște predici pe care le-am de pregătit în viitor și legate de realitatea lumii în care... Nu? De asta spun că faceți o muncă extraordinară. Vă mulțumim că în această seară ați fost alături de noi, dar înainte de mulțumirea scurtă finală, am dorit să ascultăm un cuvânt din partea Preasfințitului Petru Sescu, episcopul nostru auxiliar de Iași. Domnule profesor, mulțumim din suflet pentru conferință și întrebările puse, cu siguranță ne-au arătat interesul celor care v-au ascultat. Eu m-am întrebat dintotdeauna, cum se e posibil ca un creștin botezat să poată să îmbrățișeze noi idoli, să treacă de cealaltă parte. Și m-am gândit că acei care fac acest pas, cu siguranță că nu au cunoscut bine creștinismul, pentru că avem atâtea valori care, de fapt, ne dau răspuns la toate căutările lor. Suntem fii ai lui Dumnezeu prin botez. Ne bucurăm de eternitate. Hristos a murit pentru noi ca să avem viață. Ne-a lăsat Euharistia. Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Deci noi avem soluții, avem răspunsurile toate, dar nu sunt cunoscute. Vă mulțumim pentru că alături de dumneavoastră au fost și mulți alții prin intermediul radioului nostru, Iercis FM, și cu siguranță au fost dintre aceia care nu merg la biserică. Și iată aici un alt fel de biserică care se adresează celor care fie nu pot, nu reușesc, nu au timp sau poate nu au încredere în biserică. De aceea vă mulțumim din suflet pentru serviciul pe care îl faceți și participând la această conferință, cred că cei de aici din sală ne-am convins o dată în plus că trebuie să fim martorii învierii lui Hristos, să vorbim oamenilor prin faptele noastre și prin cuvinte, dacă este nevoie, că, într-adevăr, noi în creștinism găsim răspuns la toate provocările, găsim sensul de a trăi, dăm răspuns și problemei suferinței și a morții și atunci atâția și atâția au nevoie ca noi să le fim martori și să-i ajutăm să-L cunoască pe Hristos și să trăiască creștinismul. Vă mulțumim! Vă mulțumesc! Și încă ceva... Mulțumim. În comunie cu noi a fost și preasfințitul Iosif Făuleț, care se întoarce din Polonia, a încercat să ajungă, nu a reușit, și preasfințitul Petru, emerit, care mi-a spus că este în comuniune prin Iercis FM și vă salută și vă mulțumesc și dânsi din tot sufletul. Mulțumesc și eu, cu drag. Două, trei mulțumiri scurte în final. Mulțumesc radioului nostru Iercis FM și domnului Eduard Lucaci, care în seara aceasta a asigurat suportul tehnic. Mulțumim pentru că transmit aceste conferințe mai departe.
Am aici și o carte de la editura Sapientia. Cartea se intitulează Pe drum în căutarea adevărului, scrisori și convorbiri cu Benedict al XVI-lea. E vorba de niște dialoguri dintre Pier Giorgio Odifreddi, care este un matematician, logician și scriitor italian și membru al Uniunii Italiene a ateilor și agnosticilor raționaliști. Este o carte superbă între Papa Benedict al XVI-lea, un om al credinței și un ateu. Despre o mulțime de subiecte, o carte extrem de interesantă, ar fi bine să o aveți în vizor, pentru că chiar merită. Este o carte și mulțumim editurii Sapientia. Este recentă apariția. Traducerea astăzi a venit de la tipar aici, în traducere românească. Și mulțumim editurii Sapientia pentru că sprijină activitățile noastre. Mulțumim tuturor că ați fost prezenți în această seară, mulțumim pentru întrebările dumneavoastră și mulțumirea noastră merge înainte de toate spre domnul profesor Nicu Gavriluță. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru că ne-ați acordat acest privilegiu și am avut bucuria de a vă asculta în această seară și de a purta cu dumneavoastră un dialog atât de reconfortant. Sunt convins că nu este ultima dată. Ne-ar bucura cu toții să ne revedem într-o formulă asemănătoare într-un viitor, ne-l dorim cât mai apropiat. Vă mulțumim din suflet! Vă mulțumesc! Și desigur un salut și către doamna Cristina Gavriluță, soția domnului Gavriluță, cea care îl inspiră În munca sa, fiind și dânsa un sociolog respectat în cetatea noastră. Mulțumesc frumoasă. Seară frumoasă, da. Super, părinte. Mulțumesc, doamne. Vă mulțumim din suflet. Oricând e nevoie, sunt alături, știți? Da, da, puteți da, da. Conta cu ceva. Da.